Bună seara, doamnelor și domnilor. De obicei nu anunțăm titlul emisiunilor noastre. Nici de data asta n-am făcut-o, dar vă previn că vom discuta despre ceva în care suntem cu toții competenți. N-ar fi prima oară și când am vorbit despre prostie, v-am lăsat senzația că e un subiect pe care îl împărtășim cu toții, despre care cu toții putem spune ceva, pentru că îl trăim. Dar despre cel de astăzi, cu adevărat, suntem cu toții competenți. Despre frică. Iarăși ne gândim că poate ar fi bine uneori să anunțăm tema emisiunilor viitoare. De data asta o să o facem. Și o fac de la început. Data viitoare vom vorbi despre miracolul întâlnirilor. Adică despre întâlnirile care ne-au făcut destinele. Întâlnirile excepționale ale vieților noastre. Așadar, despre frică, cu Andrei Pleșu și cu mine. Andrei, am spus că e subiectul în care ne pricepem cu toții. Asta înseamnă că a existat dintotdeauna frica, pentru că există un instinct al fricii. Deci nu există om care să nu fi cunoscut în viața lui un episod. Îți aduce aminte cumva de un episod deosebit de frică în viața ta, în biografia ta? Ce-ți sare în ochi când recapitulezi fricile vieții tale? E un inventar destul de amplu, dar ca să nu fim așa înfricoșători de la început, m-am gândit să-ți povestesc una din fricile comice pe care le-am avut. Există frici ridicole, frici comice. Când ți-e frică într-un mod prostesc, de te mirce. Bun, eram copil și am scuze. Am stat câteva ore închis într-un grajd, pentru că de câte ori deschideam ușa grajdului ca să ies, patrula o cloșcă pe-n fața ușii. Dar te pândea chiar pe tine? Dom'le, așa am înțeles eu, atât m-a speriat cloșca aia, că până azi când văd cloști sau cloște, că iar mă ceartă unii că nu știu românește, trecea pe acolo și ce face cloșca? Cloșcă e? Cum? Ce sunet scoate ea? Cotcodă, da, nu. Cotcodăcește dacă e cloșcoi, da. Fapt este că panica de cloșcă a fost prima panică fundamentală a vieții mele și semnificativă într-un fel și contradictorie, pentru că eu când am fost întrebat la vârstă fragedă de ce vreau să mă fac, am spus că vreau să mă fac păstor la găini. Deci ar fi trebuit să fi avut o relație cordială cu cloșca. Ori m-a terorizat. Păstor la găini sună ambigu. Gândește-te, da? Păstor la găini. Pe ce minte? Dar spune-mi, Andrei, dacă vrei să facem un mic exercițiu de sinceritate. În momentul ăsta nouă ne este frică, că am început emisiunea, avem cumva, de pildă, o frică de ridicol, simți ceva de genul ăsta? Nu ți-e teamă că batem câmpii? Dar tot timpul. Mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem buni, destul de buni, suntem destul de vanitoși, dar nu suntem siguri că suntem destul de buni. Și există o teamă, orice om care face o emisiune de televiziune, dacă nu e nesimțit, are trac, e terorizat de timp, de decor, de temă, de interlocutor. Mie mi-e frică de tine, fiindcă ești întotdeauna pregătit. Nu, ai de ce, ai de ce. Păi da. Nu, da. Frica de ridicol ți se pare onorabilă sau nu? Dom'le, Andrei Jid, ca să fiu cultural, spunea că e cea mai mare lașitate a omului, frica de ridicol. Adică că dacă tot timpul te temi să fii ridicol, până la urmă nu întreprinzi niciodată nimic și în fond e un chip al orgoliului. Tu nu vrei niciodată să te pui într-o lumină proastă. Vrei mereu să apari într-o lumină favorabilă și asta e o formă și de orgoliu și de lașitate. Spune Jid. Să începem atunci. Am zis că, ziceam că e vorba de o temă recurentă a fricii, ea însoțește viața fiecărui om, însoțește istoria speciei noastre, deci există teme frici recurente și că ele se bazează pe ceea ce este deja demonstrat cu ajutorul științei de azi, pe o structură, pe un instinct al fricii care ne caracterizează și care are rolul lui în conservarea vieții. Nu te repezi ca idiotul în orice pe orice pistă a riscului. Vorba lui Caragiale, pe care îl iubești tu la tot pasul, frica vorbește în noi,
E o replică faimoasă din telegrame, de unde? Da. Tremur viața mea. Viața, onorul, nesigure. Nu mai putem merge ca fine. E periculos. Da, făcând un salt spectaculos de la Tremur viața mea, lui Caragiale, la marile frici ale Occidentului, imaginea cea mai, configurația care vine la, cea mai la îndemână a fricii, este sfârșitul lumii, spaima recurentă de sfârșitul lumii. Știm cu toții că ea a fost, s-a născut în Evul Mediu, prin secolele 6-8, și-a atins apogeul, era pe fondul unei nervozități crescânde, pe fundalul unor nenorociri care bântuiau Europa în vremea aia, invazii, epidemii de ciumă teribile și felul de a, încercarea de a pune în scenă, în istorie, apocalipsa, a devenit un fel de obsesie. În secolul 4, Sfântul Ieronim deja făcuse un catalog al celor 15 semne ale fricii. Adică ultimile zilele din urmă erau numite. Și el înșira pur și simplu care vor fi lucrurile care se vor întâmpla teribile, anunțătoare de sfârșit al lumii. Sfârșitul lumii, înseamnă, dar care intrau într-o dialectică, scuzăm cuvântul, foarte interesantă. Era o spaimă care preceda speranța în fericirea veșnică. Numai că trebuia să înghiți pilula apocalipsei ca să ajungi la fericire. Adică e o perioadă urâtă, neplăcută, neconfortabilă, dar pormă începe viața. Și lucrul se petrecea, era foarte de înțeles, pentru că mizeria era atât de mare, da, da, într-o epidemie de ciumă. Dar nu numai asta, să nu uităm, Gabriel, că în antichitate media de viață nu depășea 30 de ani. Era mai mică decât 30 de ani. Asta era exact așteptarea de viață a unui om statistic. Așa încât când viețile oamenilor erau confruntate cu nenorociri ultime, dorința care deschidea către speranța unei fericiri veșnice, dorința sfârșitului, intra într-un mod paradoxal. Dar nu mă fierbe, spune ce zice Ieronim, care sunt cele 15 semne? Înșiră semnul și ziua, n-am să mă apuc să-ți spun pe zile, da, dar o să-ți spun ce lucruri da gândea. Mările și oceanele vor depăși munții. Într-o fază ulterioară, dimpotrivă, vor coborî atât de jos încât vor face cu putință apariția monștrilor marini. După monștrii marini, apele, nu știu de ce, e o concentrare masivă pe mări, pe ape. Apele vor începe să ardă. Alt semn, copacii vor produce o rouă însângerată. Clădirile se vor prăbuși. Pietrele se vor sfărâma. Un cutremur total va cuprinde pământul. Da. Pământul va deveni nivelat. Oamenii vor ieși din peșteri, cred că imaginea asta o știi, rătăcini nebuni pe pământ. Morții își vor părăsi... în fiecare zi. Morții își vor părăsi... își vor părăsi mormintele. Da. Vor cădea stelele. Asta e frumos. Ce crezi tu că e frumos? E un spectacol frumos. Toate făpturile, toate viețuitoarele vor muri. Cerul și pământul vor arde. Și în actul final, pământul și cerul se vor reface, vor fi noi, și toate viețuitoarele vor renaște într-o altă variantă. Asta e imaginea pe care ar trebui să-l prefer pe Sfântul Ieronim și această viziune apocaliptică, dar eu am găsit uneori texte la alți autori mai vechi decât Ieronim, care din punctul meu de vedere au o definiție mult mai subtilă a sfârșitului de ciclu. Pentru că nu descriu fenomene exterioare, cataclisme de tip... cu tremure, incendii. Da, natural. Adică astea sunt sau nu sunt, mă rog, le putem aștepta sau nu. Ce este interesant, în paranteză fie spus, e că față de acest, nouă ne-e frică de asemenea catastrofe, dar de fapt noi nu credem în ele. Adică avem tendința să nu le raportăm la noi, la timpul nostru, la generația noastră. S-ar putea să se întâmple. Nu crezi că în momentul în care apare o catastrofă, da, în jurul nostru, oamenii simpli spun da, uite un semn de apocalipsă. Da, spun, dar încă nu cred că e iminent, în general. Și asta îi și face să supraviețuiască. Dar, de pildă, la Hesiod, am găsit
următorul tip de descriere. Asta e cu vreo 800 spre... de ani înaintea Sfântului Ioan. Da. Înainte de sfârșitul... Spun prostii, cu vreo 1200 cu de ani. Înainte, sigur. Înainte de finalul ciclului, vor apărea simptome de tipul următor. Spune Hesiod. Spune, tații nu vor mai semăna cu fiii și fiii nu vor mai semăna cu tații. Este o anticipare... Știu că fiii seamănă de obicei cu mamele. Da, însă aici e o anticipare a unei fracturi de generații. Uh-huh. Generațiile noi vor fi diferite fundamental de generațiile vechi. Va intra în derivă instituția respectului. Lașii, ce frumos, încep lașii, să recunosc ce da, se întâmplă. Păi, da, stai să vezi. Lașii îi va ataca pe cei curajoși. Va fi o inflație de ură și de invidie, nu degeaba am vorbit noi data trecută. Conceptul conștiinței și al rușinii vor diminua ca pondere. Cuvântul dat nu va mai avea greutate. Deosebirea între bine și rău nu va mai fi limpede. Și oaspeții nu se vor mai bucura de ospitalitatea gazdei, după cum frații nu se vor mai bucura unul de altul, prietenii nu se vor mai bucura unii de alții și așa mai departe. Asta e Hesiod. Eu zic că e o descriere în substanță, dacă se spune că scade... Observ ce lucru interesant și ce salt spectaculos. Sursa fricii este mutată din catastrofa naturală. Da. Și este adusă în perimetrul umanului. Da. Pentru că vom apuca, bănuiesc, să discutăm cum arată când factorul fricii, cel care determină frica, nu este uraganul sau catastrofa naturală în general, ci semenul tău. Deci faptul că frica e produsă și tu dinăuntru și tu însuți, specii umane este infinit mai puternic decât ce spuneam adineori cu Sfântul Ieronim. Da. Însă dacă îmi dai voie, chiar dacă o să fie puțin fastidios, vreau să adaug și un comentariu mai vechi decât Hesiod, din colecția de texte Puranas, care e cu sute și sute de ani înainte de Hristos, și care are o descriere a celui de-al patrulea ciclu din marele cerc al timpului cosmic, care e ciclu final, care pe mine m-a tulburat într-atât încât vreau să transmit această tulburare și telespectatorilor ca să-i sperii într-un fel care n-are de-a face nici cu munți care se neacă în mare, nici cu mări care urcă pe munte. Ne dai o variantă de a gândi frica mult mai pregnantă decât... Mult mai pregnantă, pentru că dacă acum peste 2500 de ani cineva a mirosit tipul ăsta de simptome, înseamnă că e groasă. Înseamnă că există un fel de ordine previzibilă a involuției sau a evoluției pe care nu se poate să nu o luăm în serios. Am să spun ce spune într-una din textele puranice înțeleptul vechii indii. Spune așa, să va rupe echilibrul naturii și al societății. Asta încă e legat și de ce spunea Ieronim. Vor intra în criză valorile fundamentale. Asta e ceea ce spune omul, și Hesiod. Da, omul va periclita celelalte ființe vii după pământ. Și va fi o inflație de lideri de proastă calitate. Suntem acum 2500 de ani. Va fi inflaționar și omul irascibil. Oamenii vor fi mult mai nervoși. Cunoașterea va fi folosită pentru a face rău, în scopuri impure. Șefii de stat vor fi de obicei de origine joasă, de origine proastă, nu cu dosar prost. Va fi un amestec fatal al castelor, ăsta e limbajul indian, adică al categoriilor sociale. Textul spune în mod explicit, muncitorii vor fi puși în poziții de intelectuali și intelectuali în poziții de muncitori. Îți sună familiar? Suntem în anii 50. Așa. Va fi o epocă în care va fi ucis fătul și eroul. Astea vor fi cele două ținte
ale unui asasinat moral sau fizic permanent. Hoții vor deveni regi, femeile virtuoase se vor împuțina substanțial, cei puternici nu vor mai ști să protejeze poporul, cunoașterea se va vinde pe bani, oameni de proastă calitate vor deveni oracole, vor fi luați drept înțelepți, experți, analiști și așa mai departe. Va crește numărul femeilor și va scădea numărul bărbaților și se va vinde în piețe mâncare gătită dinainte. Acum 3000 de ani, Gabriel. Dă-mi ca să intuiești ca să ai viziunea supermarketului și a fast food-ului, nu e. Stai că mai sunt câteva și am terminat. Cei care n-au de lucru se vor înmulți. De asemenea, negustorii necinstiți. Limba se va vulgariza definitiv. Asociațiile criminale vor prolifera. Părul va fi purtat în dezordine. Se vor înmulți bolile stomacului. Se vor înmulți ritualurile eretice și oamenii vor fi încet, încet atinși de inacțiune și letargie. Linga Purana, 2500-2300 de ani în urmă. Da, da, cred că ești conștient de ce răspundere ți-ai luat prezent în scenariul ăsta. O să mă invite că... Dan Diaconescu la OTV. Nu știu cine. Pe un băiat... Dar, știi, a fost cândva, s-a făcut un scenariu radiofonic, da, după un roman al lui Wells, care punea în scenă invazia Pământului de către marțieni. Și lucrul a fost atât de convingător, încât lumea a început să arunce pe geamă, au fost catastrofe. Au crezut că e de adevărat, că e un reportaj. Riști ca ceea ce ai spus cu atâta... Încredințare să fie luat drept adevărul pur, pentru că ai descris ceva care într-adevăr răspunde fiecărui aspect al vieții noastre. E de necrezut. Și s-ar putea ca de mâine lumea să înceapă să-și pună problema dacă nu, ce măsuri trebuie să-și ia pentru față acestui scenariu al fricii pe care l-ai pus în scenă. Bucuros dacă rezultatul ar fi că ar citi textele astea, că sunt, au și alte părți, au și părți bune, ca să zic așa. Însă, descriind ce ai descris, culmea e că discutam despre frici recurente sau despre frici tradiționale, ai făcut un pas prin actualitatea poveștii pe care ai spus-o, a scenariului tău, în frica de azi. Există o pregnanță a fricii de azi. Există variante care au fost interpretate de multe ori ca variante de secularizare, de trecere în lumesc, în plan lumesc a apocalipsei, și cred că viața noastră se strecoară zi de zi, face un slalom între frici. Da, e plină epoca noastră de variante ale fricii. Ți-aduc aminte, nu mai vine în minte doar ce frică a apărut după explozia primei bombe atomice. În clipa aia, și astăzi în Elveția, orice casă este prevăzută cu un adăpost antiatomic. Care crezi că sunt fricile epocii noastre? Avem tone. Păi, frica de sfârșitul lumii este așa, o frică difuză, dar are chipuri concrete. Avem vulcani care rup și întrerup circulația avioanelor, tsunami, uraganul care a inundat New Orleans acum câțiva ani și care a fost o catastrofă extremă. Dezastre ecologice, dezastre demografice, uraniu iranian, musulmanii, chinezii, masonii, boierii minții, gripele de diverse animale. Animalele au devenit... Vacile nebune. Da, vaci nebune, păsări, porci, care sunt toți internabili pe loc. Despăduriri. Sida. Există, cum să spun, un milenarism de fiecare clipă. Noi suntem spaime demografice. Da, enorme. Suntem prea mulți pe o cracă. Dar apare un fenomen care mi se pare foarte interesant și paradoxal. Pe de o parte, toate catastrofele astea ne sperie,
Pe de altă parte, când le vedem la televizor, când ne uităm la CNN sau chiar la televizor și vezi că a avut loc un tsunami îngrozitor în Sri Lanka sau nu știu unde, ai și un sentiment straniu de confort, pentru că se întâmplă în altă parte. Tu stai în fotoliu și nu te privești, iar instinctul tău de supraviețuire e potențat. Tu spui, dom'le, eu am scăpat și de data asta. Am supraviețuit. Și mai e ceva, frica a devenit un divertisment. Și pe mine mă enervează asta că sunt foarte mulți care trăiesc din fricile mele și ale noastre. Nu? Te uiți la un film de groază și e palpitant. Îți place să te uiți la un film de groază. Îți place să te uiți la știri? Mie nu-mi place. Da, eu mă uit. N-am fost cu tine, nu tu m-ai invitat la Shining în Germania? Era un film înalt. Înalt înspăimântător. Da, înalt înspăimântător. Așa. Deci, să ziar, presa face nu, rating pe bază de subiecte de groază. E altceva când vezi un film care te face să-ți conștientizezi mecanismele fricii. Da. Deci de tipul Hitchcock sau Kubrick, da. Nu? Deci acolo, un ochi ca al nostru, care nu iubim neapărat filmul de groază de duzină, e atras de faptul că înțelege cum se poate naște frica. Da, nu? Dar e un frison... Bine, în Shining sunt niște formidabile trece în revistă a variantelor de frică, a surselor fricii. E un frison ambigu care în popor se vede așa, dar oamenii care când merg la biserică și un mort expus acolo vor să vadă mortul și să supere dacă e închis coșciugul, fiindcă vor contactul ăsta cu oroarea care le confirmă cumva instinctul vital. Ții minte că domnul Noica spunea odată, îmi plac coșmarele, fiindcă după ce mă trezesc după un coșmar, am senzația că totuși viața nu e așa rea. Asta o spunea cineva care s-a trezit într-o bună zi chiar într-un coșmar. E adevărat. Îți imaginezi cum este asta? E chiar foarte interesant. Lucrul cel mai teribil care se poate întâmpla unui om în viața lui este că atunci când deschide ochii, să constate că ziua către care în care intră face parte dintr-un coșmar și nu din realitate și nu dintr-un coșmar. Că ziua de care s-a temut a venit. Exact. Da. Și că el trăiește zi de zi în coșmarul ăla. N-am pomenit de încălzirea globală, ca să fac rapid, să e ceva foarte... Adică ideea că s-ar putea mâine când ne trezim să vedem pe framuri sub polar umblând în curte și să avem în whisky un iceberg. Știu că îți provoacă o iritare aparte. Mă enervează asta, fiindcă povestea pe mine, cu încălzirea globală, a trezit în tine o reacție vehementă și constantă. De când a apărut, dirdii mult mai mult decât înainte. Da, nu, crezi. Dar revenind la catastrofa. Tu crezi, într-adevăr, că toată paleta asta de frici pe care ne-ai arătat-o nu are niciun suport real, adică este un simplu produs al unei imaginarului fricii. Nu crezi că dispariția rasei umane stă în sfera posibilului și nu este doar proiecția unor frici fantastice? E un fapt că în producerea fricii imaginația joacă un rol foarte important și o carență de imaginație te face mai puțin vulnerabil la frică. Adam Michnik a spus o dată că el n-a fost curajos cu adevărat niciodată, ci doar i-a lipsit imaginația. Da. E un fapt, deci, că imaginația contează, dar există și o tendință a imaginației de a transfera obiectul fricii în spații imprevizibile. De pildă, ai observat ce frică încurajează producția cinematografică de extraterestri. Filmele cu extraterestri, în care ăștia sunt ceva între bălos și metalic, sunt foarte inteligenți, au mari mijloace tehnice, dar sunt niște superioare, dar sunt noastre. Niște fiare, niște lichele și niște oameni cruzi. Și în general am văzut un film, aduc aminte, celebru, în care ei veneau cu farfurii zburătoare, cum știu, și într-o pivniță descopereau o bicicletă. Și se uitau stupefiați la bicicleta asta, pentru că inteligența lor superioară n-avea abecedarul roții, ca să zicem așa. Această panică de inteligență superioară care se cuplează cu un viciu
moral și care e, cum să spun, transferabil asupra alogenilor, ăia care vin, ăia ne pândesc pe toți și ne fac să devenim patrioți planetari. Așa e. Când, de fapt, lucrul cel mai înspăimântător este că sursa fricii este imanentă, nu externă. Tocmai. Deci că e o proiecție asta. Tot ceea ce vom vorbi, pe semne mai departe, în fond, tu ai început prin scenariu pe care l-ai prezentat al fricii hesiodico-indiene, al cuplului de scenarii, este că agenții fricii, cei mai teribili, sunt oamenii înșiși. Deci că frica cea mai îngrozitoare este cea care e produsă în ciocnirea cu semănul tău. Însă, ca să rotunjim povestea asta cu fricile actuale, și e un pericol real și trebuie să spunem asta, există riscul ca omenirea să nu fie în stare să se autoguverneze. Și asta este o temă reală a fricii. Noi nu avem nicio garanție că la nivel planetar suntem capabili să ne dominăm iraționalul și să putem să o scoatem cu bine la mal. Suntem oricând în pericol ca această omenire să nu fie capabilă să-și facă managementul la nivelul speciei. Și într-o bună zi, printr-un buton sau altul, printr-o bombă atomică, bomba atomică reală sau bomba atomică a unui ideologii, să arunce în aer omenirea. Așa este. Aș mai adăuga, înainte să trecem la un subiect care știu că ne preocupă, faptul că există acum o amplă dezbatere și despre prevenția catastrofei. Pentru că nu e sigur că modul nostru de a ne înarma în permanență ca să evităm mari pericole e garantat, nu e dublat el însuși de alte pericole și este întotdeauna legitim. Poți să trăiești toată viața cu frica de terorism și să o încurci când mergi pe bicicletă. Poți să te temi de prea multe medicamente și să o încurci pentru că renunți complet la medicamente. Deci ceea ce spui tu, că în fond nu poți să faci o ierarhie corectă a fricilor cu adevărat fatale. Letale. Da. Adică, și în justiția americană. Te temi să iei avionul, dar fumezi 50 de țigări exact, pe zi. Exact, da? Foarte corect. Iar în justiția americană s-a produs o revoluție întreagă, mai ales după 11 septembrie, pentru că juriștii au încercat să mute accentul justiției după pedeapsa vinovaților, pe protecția victimelor potențiale, ceea ce înseamnă să adopți unele legi. Legile în general sunt efectul, sunt o încercare de a sistematiza fricile unei societăți. E bine, deci se mișcă în spațiul prevenției. În spațiul prevenției. Foarte mult, da. Și atunci a apărut ideea, dom'le, ca să vă apărăm de răi, atunci dați-ne voie să vă ascultăm telefoanele, dați-ne voie să vă mai dați-ne niște libertăți. Mai dați-ne niște libertăți. Da, da. Asta e o problemă pe care o dezbat juriștii mai. Nu obosesc când de ajuns să spun în discuția asta pe care, care pentru mine e pasionantă cu tine acum, că este mai primitiv să imaginezi frica având o cauză naturală decât să gândești frica mai adecvat raportându-te la seamănul tău. Când am vorbit despre invidie și ură, dacă îți mai aduci aminte, am spus lucru îngrozitor, grecii îl considerau ca lucru cel mai cumplit din lume, este că omul însuși poate fi cauza răului pentru alt om. Deci faptul că un personaj care îți seamănă întru totul este locuit de cineva care de fapt nu seamănă. Faptul că, uite, vorbeam de Shining și de un mecanism al fricii. Este acolo cu forța imaginii artistice, nu, care spune mult mai mult decât suntem noi în stare să spunem tot teoretizând. Dacă îți mai aduce aminte, este o scenă în care un cuplu, dacă mai ții minte cum arată toată povestea, își petrece iarna într-un hotel gol. Iar bărbatul din cuplu s-a retras, se retrage acolo și acceptă jobul ăsta ca să scrie o carte. Un roman. Asta cartea fac bărbații lui. De mine, se retrag și scriu cărți. Și la un moment dat, el scrie în fiecare zi și instalează mașina de scris în holul hotelului, care e uriaș. Și pustiu. Și pustiu.
soția lui îl privește de sus, de pe scările somptoase ale hotelului, îl vede scriind în fiecare zi, muncind intens, și într-o bună zi, când el nu este acolo, coboară și își aruncă ochii pe foi. Și vede că sutele de foi care fusese răbătă la mașină nu conțineau decât litere neasamblabile între ele. Spaima pe care o induce această secvență în tine ca privitor este mult mai mare decât dacă vezi că începe furtuna și se frică să nu scadă. Aduc aminte, mi-ai sărit în brațe la episodul ăsta. Așa e, că l-am văzut împreună. Și de acolo, din brațe, și ți-am șoptit, tu-ți dai seama ce se întâmplă? Lucrul cel mai teribil este când în celălalt, în chipul familiarului, se ascunde străinul absolut, ba chiar ceva nedeșifrabil. Ori, îți propun să discutăm puțin despre frica pe care am trăit-o noi istoric, politic, în această formă, frica de semenul tău. În societățile totalitare, asta se întâmplă. Ajungi să trăiești spaima produsă de semenul tău. Lucru paradoxal, deci e vorba de România în care am trăit noi înainte de 90. Cum arăta frica atunci? Cum arătau chipurile fricii? Paradoxal, îți spun înainte de a te ruga să comentezi, frica a apărut odată cu instalarea comunismului într-un scenariu al binelui. Da? Nu? Se spunea, totul se petrece, cu tot rău și toate ororile, pentru ca să atingem un viitor luminos. Deci cele mai mari monstruozități se petreceau sub ochii noștri, cu noi, cu familiile noastre, cu o generație întreagă care a trebuit exterminată înainte de război, pentru ca nu se știa cine se bucure. Mi se spune că se lucrează la o omletă foarte mare și da, că ouăle o să se spargă. Exact. Deci era vorba de a face un bine cu forța, te educ, la limită te omor, ca să-ți fac binele. Sau cum era în nazism, fac bine scăpând omenirea de tine. Nu? Grozăvia în toate aceste lucruri este că devii vânatul unui seamăn al tău. Cea mai înfiorătoare frică este frica în care devii vânat și cei care te vânează sunt semenii tăi. De ce a fost nevoie de inculcarea fricii la scara unei societăți întregi? Pentru că frica paralizează. Și atunci exersarea puterii e fără fisură. E fără fisură și, în general, omul terorizat este un om infinit manipulabil, infinit utilizabil. Ceea ce a reușit, după părerea mea, regimul totalitar, este, mai ales după 64, n-a fost să exceleze în crima propriu-zisă, cum s-a întâmplat până atunci, ci să inducă o psihologie de spaimă, de teamă, mult mai eficace decât chiar mijloacele concrete de chin nemijlocit. Nu, de fapt, lucrul s-a petrecut în două etape. Este așa de limpede când ne uităm în spatele nostru, totul se așează în fața ochilor noștri ca pe un ecran. Eu simt cei 40 și ceva de ani pe care i-am trăit amândoi acolo, atunci, împărțiți așa, cu o cronologie foarte fermă. 1948-1964. A fost perioada pe care aș numi-o a fricii active, în care dresajul unei societăți întregi s-a făcut prin practicarea terorii. Cum arăta? Care erau vârfurile terorii? Când te gândești la anii aia, primul lucru care îți vine în minte sunt închisorile cumplite. Sighetu, Gerland. Anii 48-53, când a fost exterminată elita politică. Erau anii în care a apărut Canalul, în care a apărut fenomenul Pitești, închisoarea de la Pitești, considerată un experiment unic în lume în economia terorii. Ridicările noaptea din casă, nu era niciodată sigur că nu vine la ora două o mașină care te ia pe tine,
și nu pe vecinul tău. Așa se trăia. Uh-huh. În care tortura era o metodă curentă în timpul anchetelor și în care au existat două valuri de teroare, 48-53, și al doilea val, după 58-59, când Gheorghe Udej a vrut să facă dovada sovieticilor că el poate stăpâni situația și a făcut un nou val de arestări, de data asta mai ales printre intelectuali. Mi-aduc aminte cum ne povestea cineva că într-o noapte au fost ridicați 8.000 de oameni din București, într-o singură noapte, e o operație destul de fină ca să pui la punct așa ceva. Presupune o eficiență. Finețe și eficiența represiunii, începând cu cei care jucau bridge, adică cu oamenii care se grupau. În clipa în care depășeai o întâlnire în două, trei persoane, deveneai obiect al represiunii. Asta a fost frica activă. În momentul ăsta, frica s-a instalat în celulele societății, în fibra fiecărui om. Partea a doua, cea de care ai vorbit tu, 64-89, a fost frica reziduală. S-au cules fructele primei perioade. Nu mai aveai nevoie, cum spuneai, să practici activ teroarea, pentru că obținusești deja o societate cu venele tăiate, o societate vegetală, cum a numit-o cineva, și lucrurile mergeau în cazul ăsta mai simplu. Dar eu vreau să te întreb următorul lucru. Și aici este poate punctul cel mai important al discuției noastre. Au existat glasuri venite din partea celor care nu au trăit aceste fenomene. În Israel, de pildă, a apărut o generație de tineri care au început să judece bunicii de ce au fost lași în lagăre. Cum adică nu puteau să facă nimic? Deci îți imaginezi enormitatea. Oamenii care erau numărați din doi în doi, unul trecea în camera de gazare și altul trecea încă la muncă pentru a fi luat ulterior la altă numărătoare, erau acuzați că nu făceau nimic. Eu am cunoscut la rândul meu povestea asta. La un moment dat am fost întrebat, dar de ce în anii 50 nu puneați mâna pe pușcă? M-a întrebat un neamț mai târziu, când am fost prima oară în RFG. Și atunci, pe mine m-a întrebat un scriitor francez, asta. De ce când pățeam diverse lucruri nu-i dădeam în judecat? Asta e situația. Iar în discuția pe care a avut-o săptămâna trecută, la începutul săptămânii cu Mihnic, el a vorbit la un moment dat de nevoia de a-ți alege atitudinea într-o societate totalitară. Pentru Dumnezeu, Andrei, ce să-ți alegi când ești dus la un cuptor? Ce să alegi la canal, când ești la canal? Dacă faci ce? Ce atitudine alegi? Bine, aici nu se pune... Și pe urmă discutăm ce atitudine alegi. Să zicem, după 64, când se trece de la înfricoșătorul Gheorghe Udej la blândul Ceaușescu, da. Nu? Problema e, sigur, nu ce alegi în momente din astea ultimative, nu-i așa? În care alegi ceea ce făina ta, structura ta, felul tău, natura ta îți permite să alegi. Dacă ești o natură mai puțin vulnerabilă la teroare, poți să te comporți până în ultima clipă relativ decent. Dacă nu... Dar nu poți fi oricum vinovat de felul... De fapt, nu alegi. Păi, tocmai de asta vreau să spun. Dar asta, deși și acolo... Când ești pus într-un lagăr al condamnării... Chiar și acolo au fost oameni care au găsit soluții de supraviețuire neașteptate. Eu am avut un unchi care a intrat la canal, unchiul Mircea, vreau să-l evoc aici cu pietate, care era o natură destul de isterică, era avocat și când se enerva sărea să îi dea palme celuilalt avocat. Fapt e că, având temperamentul ăsta, a sfârșit la canal. E, la canal, unde era un regim de exterminare, cum știi, el se scula cu o oră mai devreme decât restul colegilor ca să-și facă gimnastica de dimineață. Ori toată ziua făcea o gimnastică acolo, până la exterminare. E, tipul ăsta, dați impune, eu nu l-am moștenit, să știi, pe linia asta cu sculatul și cu gimnastica, îmi pare rău. Aș vrea uneori să am tăria să... Te completez. Un văr al meu care a stat la canal avea grijă să-și spele obsesiv la câteva zile
cămașa, lucrurile. Da. Asta l-a ajuta, da, să aibă, să cucerească cumva o stare a normalității, să fie, deci, curat. Chiar, da, și în condiții extreme, demnitatea e posibilă, să zicem. Avem multe cazuri și din pușcării și așa mai departe. Conoalecu Paraleu, care își punea o cârpă la zargă aici ca să-și amintească de mondenitățile de salon și de ținuta lui civilizată. Însă, după 65, lucrurile s-au schimbat și nu mai putem vorbi de o teroare atât de intensă și de, cum să spun, riscantă, încât să evacuăm orice posibilitate de a gesticula. Și aici Mihnic capătă inevitabil un prestigiu și o prestanță extraordinară, că omul ăsta totuși n-a avut o teorie a rezistenței, n-a avut un curaj de tip eroic, dar a avut tenacitatea unui luptător și a stat 6 ani în pușcărie și s-a luptat minut de minut cu cei în care nu credea. Știi, eu asistând la discuția voastră, am avut o revelație. Noi credeam până mai adineauri că deosebirea trebuia gândită, istoric, politic vorbind, între societățile, țările care căzuseră sub comunism și cele occidentale. Ori cu ocazia acestei discuții am descoperit că deosebirea dintre noi, românii, și țările centrale europene căzute sub comunism este enormă. Da. De unde vine această deosebire? Adică, mi-am zis, când Mihnic stătea de vorbă cu Jaruzelski și tu ai spus asta pe scenă, în discuție Jaruzelski invoca pe Max Weber, nu? Pe Tocqueville, pe, da, Tocqueville, nu? Gânditori celebri, da, ai Europei. Ai spus, nu mi-l imaginam noi nu ne putem imagina o discuție cu Ceaușescu invocându-l pe Shakespeare, să zicem, sau pe Max Weber, da, nu? Pe Coșbuc. Da. Asta îți putea imagina. Bon. Dar râdem, ăsta pare un detaliu. Dar de la primitivismul conducătorilor noștri, de la faptul că am avut deasupra noastră 2 analfabeți, o femeie care era numărul 2, nu? Biroul, cabinetul 2, și care nu știa să scrie și să citească, și a cărei viziune despre lume era pe culoarele celor 4 clase prost absolvite, lucrul ăsta a infuzat, a adus la o răsturnare a valorilor enormă, care a făcut ca viața noastră și sensul gesturilor noastre să nu semene cu cel al intelectualilor colegi din celelalte țări. Au avut condiții diferite, au avut lideri politici diferiți, au avut comuniști de alt tip. În fond, cei care au făcut, care au negociat schimbarea de regim, erau oameni ca Mihnic, ca Geremek, ca Jacek Kuron, oameni care avuseseră și o carieră de stânga intensă. Să nu uităm că în Polonia, în 1928, Partidul Comunist a avut 1 milion de voturi. Asta totuși creează un tip de tradiție. Să nu uităm că și, nu numai Jaruzelski, dar Gerek a fost un alt tip. Helmut Schmidt zicea că l-a luat în guvern pe Gerek, da, ce e un mic exces. Kadar în Ungaria a fost un alt tip de atmosferă. Dar eu zic că toate astea nu sunt scuze suficiente în cazul nostru, deși sunt de în mai mare că măsură. Avem nevoie de scuze. Chiar te întreb serios, pentru că am auzit că obiecția, da, asta din mai multe locuri în ultima vreme, de la vizita, iată, deja legendară a Hertei Müller. Da. Și pe mine, îți spun sincer, începe să mă enerveze acest tip de reproș. Adică nu-mi reproșez lașitatea. Tache, fii cu mine. Nu-mi reproșez lașitatea pe fondul unei societăți, cum îți spuneam, care fusese deja dresată, cu venele tăiate și care trăia într-o letargie, în care lucru cel mai bun pe care și-l putea pune un intelectual ca proiect de viață nu era cum să trezească această societate, ci cum să reprezinte un model de normalitate în condițiile anormalității. Da, tu, da, ai vorbit cu Mihnic despre, da, dificultatea de a obține normalitatea într-o societate anormală. Da. Mie ăsta mi se pare că a fost miza vieților noastre. A rămâne normal când totul e anormal în jurul tău este o formă de demnitate. Dar există 2 probleme care ne pun în dificultate, ca să spun așa. 1.
în condițiile despre care vorbim, au fost totuși o mână de oameni, nu mulți, care au făcut mult, mai mult decât noi, care au riscat mult mai mult. Mă gândesc la Radu Filipescu, care și el a stat în pușcărie. La Doina Cornea. La Doina Cornea, la Mircea Dinescu, la toți. La asta, deci au, în aceste condiții, totuși au existat și unii care au dat cu capul în zid. Și a doua chestie, eu personal față de mine, am următorul tip de culpabilitate. Cred că, eu nu-mi reproșesc că n-am făcut ce nu se putea face. Eu îmi reproșesc că n-am făcut ce se putea face. Pentru că noi aveam o imagine despre ce se poate și ce nu se poate face, indusă de securitate. Noi credeam că sunt lucrurile care nu se pot face, sunt foarte numeroase. Ori se putea face mai mult, cel puțin asta e reproșul pe care mi-l fac mie. Ce se putea și nu se putea face, repet încă o dată, nu era dictat de percepția unei anumite stări a societății în care trăiai, a unei lumi devenite indiferente la gesturi de tipul Doina Cornea sau Filipescu. Nu numai indiferentă, dar chiar, să spun chiar că, ostilă. Exact. Ai adus în discuție gesturile astea. M-am gândit de multe ori la ele și de ce nu le-am multiplicat. Da. De fiecare dată a fost vorba de o ecuație personală de viață. Doina Cornea, cu care am avut o discuție remarcabilă odată la dânsa acasă, mi-a spus: Tonician, mi-au trebuit 10 ani ca să mă eliberez de frică. 10 ani mi-am exersat cu mine ca să pot să ies la rampa curajului. Dar am făcut-o numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Credința m-a ajutat. A făcut-o și asta a ieșit la rampă. Asta a fost dialogul ei cu viața ei. Dialogul meu sau al tău cu viața noastră a fost ăla în care ne-am spus, cel puțin influențat și de maestrii noștri, domnule, salvați cuvintele într-o lume în care piatra de temelie e minciuna. Eu am crezut în acest pariu. Am crezut că e bine să mai existe oameni care la o adică pot să treacă pe celălalt țărm al istoriei, aducând normalitatea cu ei. Nu, te rog să nu ne mai minorizăm, să nu ne mai micșorăm. Mie îmi place să mă micșorez, încerc de o viață întreagă să mă micșorez un pic. Nu, uite, da. Eu nu vreau să mă micșorez. Asta e problema ta. Eu spun că oameni ca noi, care pot sta de vorbă normal în felul în care stăm noi astăzi, îmi fac iluzia asta, au fost formați datorită unui anumit tip de a gândi viața atunci. A, sigur. Bine, acum, chiar Adam Michnic are o teorie despre asta și nu o teorie, ci o experiență. El spune, dă-me, eu nu sunt genul de, n-am fost genul de dizident care să impun tuturor și mai ales anumitor oameni gesturi similare cu gesturile mele. De exemplu, spunea el, dacă am de ales între a-l pune pe Andrei Vaida să semneze o lungă listă să semneze pe un document de protest care să îi pericliteze poziția lui profesională și socială și a-l lăsa în pace ca să facă filme, eu prefer să-l las să facă filme. Pentru că un nume în plus pe lista aia nu contează atât de mult, dar filmele lui Vaida contează foarte mult. Deci se poate, eu cred că Tudor Vianu și George Călinescu în anii 50 au făcut compromisuri care în absolut pot fi judecate ca fiind foarte severe, dar că prezența lor în mediul academic al anilor 50 a fost extrem de importantă pentru că a produs generații de intelectuali care au putut funcționa la un nivel asta e adevărat, marcat. Dar au dat și modele de cum trebuie să te porți într-o asemenea lume, adică că trebuie să îți distrugi conștiința și că e un model de urmat ca să poți să-ți faci treaba. Dar nu poți să-i cert pentru că știu și ce a produs. Ne apropiem vertiginos de sfârșit. Aha. Și vreau să spun asta era o singură întrebare. Da. Un gânditor creștin englez pe care îl iubești tu foarte mult, C.S. Lewis, îl invocă pe altul și spune să ne imaginăm că în camera de alături este... Cineva îți spune, ușa închisă, e un tigru. Sau îți spune, să ne imaginăm că în camera de alături, dacă deschizi ușa, e un zeu. Și el compară cele două tipuri de frică. Poți să spui în 15-20 de secunde care e deosebirea între cele două frici?
Nu, el spune că strei, dar nu intrăm în asta. Una e să-ți fie frică de un animal care e în camera de alături, una e să spună ceva, e o fantomă în camera de alături. Și ai o frică amestecată cu un fel de curiozitate, de neliniște, mai confuză, și una e să spună în camera de alături e Dumnezeu. E, când ți se spune asta, frica care rămâne undeva la baza afectelor tale, pentru că nu ești deprins și pregătit să întâlnești forța supremă a lumii dintr-o dată, începe să se amestece cu un fel de așteptare și autorii creștini spun cu un fel de iubire. Singurul antidot la frică, se spune în textele evanghelice și patristice, e să ai acces la iubire. Dacă numai că iubirea asta trebuie plasată foarte sus ca să te vindice de frică. Am rolul ingrat de a fi cel care spune șlus. Săptămâna viitoare, miracolul întâlnirii. Întâlnirile deosebite ale vieților noastre, în ce măsură este important să ai conștiința oamenilor care ți-au modelat viața. Mulțumim, bună seara! La revedere!